Salutare, dragilor, și bun venit la un nou clip! Astăzi vreau să vă spun, să vă povestesc despre câteva dintre lucrurile pe care le-am cumpărat și mă bucur foarte mult că le-am cumpărat și mi-aș fi dorit să le fi cumpărat mai devreme. Hai să dăm drumul. În primul și în primul rând, acest telefon. Nu este reclamă la Samsung, dar telefonul ăsta este senzațional. Este S21 Ultra. Pozele sunt impecabile, atât pe zi cât și pe noapte. Telefonul mi-a fost un companion de nădejde pe care m-am bazat de un an de zile încoace, fără niciun fel de problemă. Nu mi-a dat nici măcar o eroare, nu mi-a dat nici măcar un crash. Deci a fost exemplar, a fost un telefon perfect. Și mă bucur foarte mult că îl am și mi-ar fi plăcut să-l fi avut mai devreme. Plus căștile de la Samsung, foarte bune. Le folosesc zilnic, ascult audiobook-uri în continuu pe ele, am ascultat 3 cărți în ultimele 2 săptămâni cu căștile astea. Foarte bune, funcționează foarte bine, se contează, poți să vorbești la telefon. Beton, mă, beton. Alt lucru pe care l-am aici pe listă, aspiratorul fără cablu. Nu vă zic cât de bucuros sunt că am reușit în sfârșit să îmi scot din obicei aspiratorul ăla cu cablu. Deci e groaznic să se întâmple ceva, să se, nu știu, vrei să curezi niște păr de miții sau ai vărsat niște chestii pe jos și să trebuiască să mergi unde ții tu aspiratorul, gen în debara, să mergi să scoți ăla cu cablu, să îl iei, să bagi tuburile în tuburi, să cauți capătul ăla, să iei cablu, să-l tragi, să-l bagi în priză. Tu trebuie să construiești aspiratorul de fiecare dată când vrei să aspiri. Aspiratorul ăsta cordless îl iei doar din dock, haț, aspir bam 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 bam, îl pui la loc. Și aia a fost tot. Adică este senzațional. A, că dețin un aspirator cu cablu? Da. Dețin un Kärcher, de la, știi, mare, industrial, galben. Da, până îl folosesc în parcare, că vreau să aspir pe jos sau să aspir mașina, adică chestii grele. Dar prin casă, gen, nu știu, păr de miții și de piții, adică ușor se duce mizeria din casă cu un aspirator cordless. Luați-vă și voi, e beton. Eu am unul de la Samsung, by the way. Acum, na, tot ce am de la Samsung, dar ăsta mi se pare senzațional. Este un aspirator basic de la Samsung, nu este foarte scump și își face treaba foarte, foarte bine. Și că tot suntem la capitolul electrocasnice, un alt lucru pe care îl am și, Doamne, cât de mulțumit sunt, este mașina de spălat vase. Bă, fraților, mie îmi place să gătesc. Și unul din motivele pentru care uram să fac acest lucru era pentru că trebuia să spăl vasele după. Adică, na, când gătești, lași oale și farfurii și cuțite și alea. Și mașina de spălat vase îți ușurează foarte mult procesul. Nu mai trebuie să mai bagi la în chiuvetă, să dai drumul la apă, să pui detergent, să-ți bagi mâna pe acolo cu spumă, să clătești, să faci apă peste tot. Ți se crapă mâinile de la detergent, e horror. Mașina de spălat vase, îi apăși pe buton, spală vasele și nu că le spală gen, le face cristal. Adică tu nu o să poți niciodată să speli paharele, să le faci cum le face mașina de spălat vase. N-ai cum, adică o să-ți rămână tot timpul, o să-ți rămână urme de apă pe ele, amprente, no way. Ia-ți mașina de spălat vase, o să-ți revoluționeze existența. Și că tot suntem la capitolul bucătărie, alt lucru pe care mi l-am cumpărat și mi-ar fi plăcut să-l fi avut mai de mult. Un set de cuțite de calitate. Deci cuțite de bucătărie ca lumea care să taie, frate, ca lumea să nu se tocească după fiecare morcov pe care îl tai. Mi-am luat un set de cuțite din Japonia, un set de cuțite japoneze din Tokyo, l-am cumpărat cu mâna mea. Destul de scumpe, dar vă spun, oțelul din ele, zici că e o sabie de samurai, sunt incredibile. Și tot timpul când fac mâncare și tai cu cuțitele astea, este o experiență, adică este foarte plăcut să ai ustensile de calitate în momentul în care gătești. Un alt lucru pe care acum îl am și mi-ar fi plăcut să-l fi avut mai de mult, un cămin, o casă, un apartament, un loc, un cuib mă, tău, un crib, știi? Un crib al tău, mă, unde să stai. Eu până acum stăteam în chirie. Ceea ce nu era un lucru rău, pentru că stăteam unde voiam eu, dar dezavantajul era că trebuia să liberez dacă se hotărea ăla să nu știu ce, dacă nu plăteam într-o lună aveam probleme. Așa ai casa ta, ai apartamentul tău, orice ar fi, este cuibul tău, știi? Și te poți baza cumva pe ceva, dacă nu plătești chiria într-o lună, nu vine mă nimeni să-ți bată la ușă, bă, dăm banii, știi? Adică este foarte liniștitor din punctul ăsta de vedere. Deci mi-a fi plăcut mai de mult să fi investit într-un loc în care să stau, știi, al meu, personal, fără rate la bănci, fără, nu, a meu, banii jos.
Și că tot vorbim de apartament, un alt lucru pe care îl am și mi-a fi plăcut mai de mult să-l am este încălzire în pardoseală. Am încălzire în pardoseală electrică, nu este din aia pe, cu apă, știi, care șerpuiește conducta de apă prin pământ, nu. Este încălzire electrică și nu e nici măcar electrică care se încălzește, un melc de nichelină care se încinge, nu. Este o fâșie de fibră de carbon care radiază, adică este încălzire prin radiații. Și mamă, cât de mișto este, iarna la piciorușe, când calci pe jos, vai, este foarte cozy, deci face casa foarte cozy. Adică, da, mă încălzesc prin curent. Și nu pentru că n-am în casă gaz, pentru că am gaz, că n-am avut încotrofic, o dezvoltator a băgat gaz, deși eu n-aș fi vrut. Dacă era după mine, nu mi-aș fi făcut abonament la gaz, deloc, pentru că n-am nevoie. Adică mă încălzesc cu curent. Apa la fel, deci nu vreau să stau cu bomba în casă. Și acum cineva ar spune, Mikey, dar să știi că și curentul pe care îl ai tu la priză, tot din arderea gazului vine. Și așa este. Curentul, mare parte din curentul de la priză, tot din arderea dinozaurilor morți. Dar măcar gazul ăla nu se arde la mine în casă, știi? Se arde undeva acolo, departe, la o centrală care poate să bubuie în treaba ei și nu mă afectează absolut deloc, știi? Nu-mi place mie să am gaz în casă. Aia, ce să... Alt lucru pe care acum îl am și mi-ar fi plăcut să-l fi cumpărat mai devreme, Bitcoin. Dar cred că chestia asta este universal valabilă, cred că cam oricine își dorește acest lucru. Mai nou sunt investit în criptomonede în general și mi-ar fi plăcut să fi ascultat de Josh când mi-a zis Josh acum 8 ani, bă, hașule, hai să băgăm bani în Bitcoin. Și să nu-i fi spus, lasă-mă cu prostiile astea, că nu Bitcoin-ul e viitorul. Vlogging-ul e viitorul. Alt lucru pe care acum îl am și mi-a fi plăcut să-l fi avut mai devreme este abonamentul la Audible. Audible este, nu e o reclamă nici asta, Audible este o aplicație unde poți să asculti cărți, audiobooks. Eu nu prea obișnuiam să citesc. Și de când am aplicația asta, am ascultat foarte multe cărți. Dar gen multe la modul că nu vine să cred cât de multe, adică cum am spus, în ultimele 2 săptămâni am ascultat 3 cărți. Adică, știi, și continui să o fac și îmi descarc la câteva zile câte o carte nouă. E o aplicație foarte bună, mai ales pentru mine care sunt dislexic, nu pot să citesc fizic și atunci aplicația asta mă ajută foarte mult. Pot să o ascult în mașină, pot să ascult în timp ce fac chestii din astea cotidiene și mecanice. E foarte tare. Și ultimul lucru pe care l-am pe listă, pe care acum îl am și mi-ar fi plăcut foarte mult să fi avut mai de mult, și asta este reclamă, este aplicația Homestash. Îmi place foarte mult și știți și voi deja, îmi place foarte mult că pot să-mi transfer pozele de pe telefon direct pe un hard extern, prin routerul wireless, la mine acasă, fără complicații, fără probleme, totul automat. Este arhiva mea personală, sunt amintirile mele de pe telefon și vreau să fie la mine pe hardul meu, nu pe serverul vreunei corporații. Așa funcționez eu. Și Homestash este o variantă foarte accesibilă de a face acest lucru. Nu plătești abonamente lunare la cloud, pozele și filmulețele sunt arhivate la rezoluție maximă și multe, multe alte beneficii. Vă las un link în descriere! Cu plăcere! Deci da, asta a fost clipul, câteva dintre lucrurile pe care deja le am și sunt foarte mulțumit de ele și mi-ar fi plăcut să le fi avut mai de mult. Dar vreau să știu și opinia voastră. Voi ce aveți și vi-ar fi plăcut să fi avut mai de mult? Scrieți în jos în comentarii că sunt foarte curios. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați în cazul care v-a plăcut clipul ăsta, ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și bineînțeles, de asemenea, nu uitați să aveți o zi faină, mă, oriunde v-ați afla. Pa!